pe drumul vieții azi, doi tineri au plecat. O, Doamne, te rugăm, condui-ne încetat, pe în viața lor iubirea ta din cer. O, Doamne, te rugăm, unește soarta lor, dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. O zi din viața lor, revarsă tu din plin iubirea-n viața lor. De sus din cer te rog, dă-le tu bucurii și drumul lor mereu pe brațul tău să-i ții. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Dragostea ta să le-o dai și fericiți tot mereu, să-i vedem toți am vrea, toți am vrea. Să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze familiile, cele două familii, familia fratelui Surică și sora Ana, familia fratelui Vasile și Valuca, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care astăzi ați ales să fiți martori acestui eveniment frumos, nunta fraților noștri, cei mai tineri, Adrian și Ramona. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mă simt onorat astăzi să slujesc împreună cu frații mei, împreună cu fratele pastor Gheorghe și împreună cu fratele nostru Andrei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze și pe frații noștri leviți, Vasile Mocanu, David Mocanu și Alex Bahica. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu în ultimul rând, frații noștri care sunt aici din casa noastră, frații noștri, frații David și Iosif Duduveică. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă rog în numele lui Iisus Hristos să rămâneți în picioare, pentru că vreau să adresez o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tată Sfânt, Dumnezeu iubit, în aceste momente solemne, Doamne, venim înaintea Ta cu toții. Proslăvim numele Tău, pentru că tot ceea ce se întâmplă astăzi aici, Doamne, este pentru slava Ta și pentru gloria numelui Tău. Te rog, Doamne, această slujbă, Dumnezeul meu sfânt, această cununie religioasă, te rog să o binecuvintezi Tu, Doamne. Tot ce facem aici, Dumnezeul meu sfânt, lasă ungere proaspătă, Doamne, peste leviți, peste slujitori. Te rog în numele lui Iisus Hristos să faci lucrul acesta, Doamne. Fii prezent prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, peste noi și îți mulțumim și Te binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Reașezați-vă, Biserica lui Dumnezeu.
Vreau să adresez doar câteva cuvinte înainte ca frații noștri să poată lăuda pe Domnul și fratele nostru Andrei să se pregătească pentru mesajul din seara aceasta, din ziua aceasta. În primul rând vreau să felicit cele două familii. Familia fratelui Surică și familia fratelui Vasile Baxter. Vă felicit pentru creșterea pe care ați dat-o copiilor voștri. Vă felicit pentru că v-ați îndrumat copiii în lucrurile sfinte. Și asta înseamnă ascultare din partea lor. Și pentru că au ascultat, astăzi culegeți roadele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este minunat să-ți crești copiii în cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți tineri în ziua de astăzi nu mai ascultă de părinți. Și au cules roadele, pentru neascultare aduce și ea roade. Dar pentru că au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și au ascultat de părinților, astăzi vă doi tineri binecuvântați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți ce se întâmplă astăzi? Astăzi veți intra într-un legământ. Este un legământ care este superior legământului celui pe care l-ați făcut la cununia civilă. Astăzi intrați într-un legământ pe care Dumnezeu l-a poruncit. Adrian, înțelegi responsabilitatea pe care o ai? Sora Ramona, înțelegi responsabilitatea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu? Da, vreau să adresez, am să vorbesc mai puțin pentru că timpul este înaintat și am înțeles că aici avem un timp limitat. Și vreau doar să vă spun câteva cuvinte, ce înseamnă un legământ. Legământul este o înțelegere solemnă care cuprinde jurăminte, promisiuni sau învoială dintre două sau mai multe persoane. În cazul nostru, legământul de căsătorie este asigurată de două persoane. O legătură bazată pe responsabilitate, pe fidelitate, care reprezintă și reactualizează legătura veșnică stabilită de Dumnezeu cu poporul său ales, ca și cum este Hristos și Biserica. Ceea ce Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, vorbește despre biserică, vorbește despre biserica pe care a spălat-o, a curățat-o, este un simbol a ceea ce se întâmplă astăzi aici printre noi. Biserica reprezintă mireasa lui Hristos și astăzi Dumnezeu ne binecuvintează prin lucrurile acestea. Ramona, înțelegi responsabilitatea pe care ai înaintea lui Dumnezeu? Da, vreau să-ți adresez câteva cuvinte, Ramona, pentru că aceste cuvinte pe care le adresez ție este că vreau să dau citire din Proverbe 31:30. Vreau să spun că ești o mireasă frumoasă. Ești cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o până acum. Dar vreau să-ți amintesc cuvântul lui Dumnezeu. Dezmierderile sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. Cine găsește o nevastă bună, cine găsește o nevastă harnică, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Adrian, tu ești un om binecuvântat, tu ești un bărbat binecuvântat. Sora Ramona, tu ești o femeie binecuvântată pentru că l-ai găsit pe Adrian. Și eu cred că vă potriviți de minune, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici, pentru că timpul este puțin înaintat. Și aș vrea să aplaudăm această pereche frumoasă, se poate? Haideți să aplaudăm această pereche frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Leviții Domnului să laude pe Dumnezeu așa cum s-au rânduit ei și apoi fratele nostru Andrei ne va motiva și ne va aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu. Amin. Thank you.
Slavă Domnului! Este zi de sărbătoare, zi frumoasă, nu e ca oricare. Este o zi frumoasă și aleasă, avem în față un mire și o mireasă. Astăzi este zi de sărbătoare, zi frumoasă, nu e ca oricare. Este o zi frumoasă și aleasă, avem în față un mire și o mireasă. Binecuvintează, Doamne, mirele și mireasa, să le dai credință sfântă și iubire tina ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi vin acest loc și iubirea lor să aducă rog. Doamne, mirele și mireasa, să le dai credință sfântă și iubire din a ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi din acest loc și iubirea lor să aducă rog. Și peste mire, dă-le dragoste și bucurie, să rămână împreună pe vecie. Revasă tu din plina ta iubire, peste mireasă și peste mire, dă-le dragoste și bucurie, Ramona, să le dai credință sfântă și iubire din a ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi în acest loc și iubirea lor să aducă rog. Binecuvintează, Doamne, pe Adrian și Ramona, să le dai credință sfântă și iubire din a ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi în acest loc și iubirea lor să aducă rog. Io Caramența! Binecuvintează, Doamne, mirele și mireasa, să le dai credință sfântă și iubire din a ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi în acest loc și iubirea lor să le aducă mură. Binecuvintează, Doamne, mirele și mireasa, să le dai credință sfântă și iubire din a ta. Dă-le binecuvântarea chiar astăzi în acest loc și iubirea lor să aducă rog. Slăvit să fie numele Domnului.
Sunt bucuros astăzi să iau parte la bucuria celor două familii, familia Ion și familia Gheorghiu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Salut și pe frați slujitori, leviți, Domnul să vă binecuvânteze. Mă simt onorat și în același timp vă mulțumesc de invitația pe care mi-ați făcut-o de a vă sluji copiilor voștri și în același timp să putem să ne rugăm pentru ei, pentru că nu-i mai mare bucurie pentru părinți atunci când știu că copiii lor ajung aici în fața lui Dumnezeu să primească binecuvântarea din partea lui Dumnezeu prin slujitorii lui Dumnezeu. Înainte de a citi un cuvânt, am uitat la Adrian și la sora Ramona. Sincer, sunt o pereche foarte potrivită și sunteți foarte frumoși. Nu spun doar să fie bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știu că în inima părinților voștri sunt emoții, a fost nopți nedormite, a fost rugăciuni și a fost și așteptări în care au așteptat ziua de azi ca să vă vadă înaintea lui Dumnezeu să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Ar vrea să citesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu pe care îmi spuneam și fraților, fratelui Gheorghe, m-am frământat aseară, am stat înaintea lui Dumnezeu și am căutat să direcționez inima, mintea spre un cuvânt din Sfânta Scriptură pentru a vă aduce astăzi înaintea dumneavoastră, în mod special înaintea lui Adrian și Ramona. Geneza, capitolul 26, bineînțeles că o să mă folosesc și 24-25, versetul 12, este vorba despre averia lui Isaac și certurile. Isaac a făcut semănături în țară aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de rob, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpase robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpasere robii tatălui său, Avram, și pe care le astupasere filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său, Avram. Dumnezeu să fie binecuvântat! E bine, astăzi asistăm și suntem prezenți la o căsătorie și dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească pentru că privim în Sfânta Scriptură căsătoria, Biblia și Dumnezeu o numește o taină, un mister și acest lucru va trebui să-l înțelegeți astăzi. Pentru că căsătoria este unirea a două ființe, a două trupuri, nu doar din perspectiva fizică, ci din perspectiva spirituală și emoțională. Când Dumnezeu a transmis acest cuvânt, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, în mod direct nu s-a gândit doar la partea fizică și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Dumnezeu vrea să transmită că va trebui începând de astăzi, pornind pe un drum necunoscut, să aveți aceeași gândire, aceeași vorbire, aceeași gesturi dacă vreți, același comportament și să aveți același țel și anume călătorind pe drumul pe care Dumnezeu vi l-a dăruit și vi-l dăruiește astăzi. Pentru că căsătoria n-a fost intenția omului, ci a fost intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus încă din grădina Eden, a spus, nu este bine. Atunci când Dumnezeu a făcut toate lucrurile și la fiecare lucrare spunea că a fost o zi, a venit o altă zi, toate lucrurile au fost bune, s-a oprit Dumnezeu și a spus, nu este bine. Uite, în totul ceea ce fac eu sau am făcut, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor, Adrian, potrivit, Ramona. Vreau să spun că cel mai potrivit partener pentru tine, Adrian, și pentru tine, Ramona, a fost
voi doi să fiți uniți. De aceea vă îndemn să rămâneți credincioși lui Dumnezeu. În această zi m-am gândit să aduc în câteva minute, deși frații spuneau că suntem presați cu timp, eu le-am spus, cel mai important moment din toată nunta este momentul acesta. Ca unul care slujesc, am trecut pe aici slujitor, cel mai important eveniment nu este mesele, deși va trebui să mergem, să mâncăm, să ne bucurăm, să cântăm, nu este nici daruri, nu știu cât o să ieși, frate Surică, pe plus, pe minus, dar vreau să spun de la început, ca unul care aseară am asistat la o căsătorie, o împăcăciune de căsătorie, și a venit un alt frate și spunea, ai auzit că s-a făcut o ultima nuntă și a mers pierdere, 15.000, 20.000. Și l-am oprit și am spus, vreau să te corectez, nu numi pierdere această frumusețe care ți-a intrat în casă. Pentru că de altă parte și tatăl fetei cheltuie pe lângă banii pe care dăruiește la dar, dăruiește o bijuterie, dăruiește o valoare, o frumusețe. Așa că noi trebuie să ne gândim la binecuvântarea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Am citit un pasaj despre Isaac, despre Rebecca. Isaac a fost fiul lui Avram, cel mai mare om, care Biblia numește tatăl tuturor credincioșilor. Și după ce a murit tatălui, sau urma să moară tatălui, de fapt murise, am privit în capitolul 25, murise tatălui, s-a așezat într-un loc în care a săpat din nou niște fântâni pe care le făcuse tatăl său Adrian și pe care filistenii le-au astupat. Vreau să vă spun că fântânile în vremea aceea reprezentau o mare valoare și o mare bogăție. Cel care deținea fântân în Orientul Mijlociu, în căldurile acelea, în condițiile acelea, era cel mai bogat om. Nu oricine deținea fântân, doar omul cu robi mulți, cu proprietăți, omul bogat avea posibilitatea să aibă fântân. Și de multe ori omul și noi depindem de apă, să ne spălăm, să bem, în toate circumstanțele vieții depindem de apă. Un om poate rezista mai mult fără mâncare decât fără apă. De aceea Adrian și Ramona vreau să vă transmit câteva lucruri astăzi despre fântânile care reprezintă moștenirea spirituală lăsată de Dumnezeu poporului său, în care părinții voștri v-au dăruit aceste fântâni și începând de azi, Adrian și Ramona, va trebui să aveți cel puțin aceste patru fântâni în viața voastră, în căsnicia voastră, dacă vreți ca căsnicia voastră să aibă continuitate, să aibă calitate și în același timp să fiți puternici și de fiecare dată când o să aveți sete, nu sete aceasta fizică, sete aceasta în care o avem după Dumnezeu, va trebui să vă adânciți, să vă gândiți la aceste fântâni. Pentru că într-una din zile, Ieremia capitolul 2, versetul 13, Dumnezeu arată o categorie de oameni în care au părăsit aceste fântâni și au vrut să își facă ei fântâni, dar care n-au ținut și sunt crăpate. Ieremia zice, poporul a săvârșit un doit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat fântâni, puțuri crăpate care nu țin. Și Adrian și Ramona vreau să vă transmit cine va păstra fântânile părinților noștri, ăsta este titlul mesajului, cine va păstra fântânile părinților voștri pe care filistenii va căuta să le astupă. Prima fântână pe care vreau să o subliniez, o vedem în capitolul 26, în care vedem versetul 18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpase robii tatălui său, Avram, și pe care le astupase filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Știți care a fost denumirea primei fântâni? Capitolul 21 o găsim, versetul 31, și zice așa, iată,
De ce locul acela se numește Berșeba? Căci acolo și-au jurat ei credința unul față de altul. Și o găsim și în versetul 33. Și el a numit Șiba, de aceea i-a pus numele cetății după Berșeba, care înseamnă jurământ. Prima fântână pe care vreau ca să o mențineți în căsnicia voastră este fântâna jurământului pe care îl faceți astăzi să-l respectați. Spuneți un amin. Așa, fiți mai veseli astăzi că e ziua voastră. Suntem la nuntă. Tristețea o dăm. Poate că n-a fost aranjamente, știu. Eu am trecut acum ceva vreme. N-a fost pregătiri, n-a fost coafeza mai din vreme, mai din timp, n-a fost rog. Deci vă rog în numele Domnului, nu vă mai gândiți aici. Părinților, este cea mai importantă zi. Niciodată lucrurile nu o să ne iasă cum vrem noi. Lucrurile vor ieși cum vrea Dumnezeu. Asta să vă fie în minte. Nu vă mai uitați la minusuri, uitați-vă la plusuri. Fiți bucuroși. Deci, prima fântână pe care va trebui să o păstrezi, Adrian și Ramona, este jurământul pe care îl faceți astăzi să respectați cu strictețe. Legământul trebuie păstrat până la moarte, indiferent de ce apare în viață și în căsnicie. Îmi pare rău să transmit un următorul adevăr. Astăzi, cu părere de rău, nu m-am gândit niciodată, în urmă cu 20 de ani, cei care privim și venim de mai mulți ani în pocăință, voi sunteți tineri, ne-am gândit că niciodată să fie ruptură într-un bărbat. Dumnezeu a transmis că legământul va trebui păstrat până la moarte. Adică să fiți credincioși legământului, nu călcați legământul în picioare, că călcați cuvântul lui Dumnezeu. Maleah transmite Dumnezeu poporului: n-avem noi toți un singur tată? Ba da. Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Ba da. Pentru că ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, spunea Dumnezeu poporului. Și observați cum zice el mai departe în Maleah: iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Nu-i soluție atunci când apar probleme, crize, doar să plângem. E musai și neapărat să activăm, să acționăm și să remediem anumite probleme. Noi nu vă promitem ca și slujitor un drum doar cu flori. Vă promitem și un drum cu greutăți, dar ascultați, în greutățile voastre, dacă îl aveți pe Dumnezeu, este de ajuns. Este de ajuns. Pentru că Domnul, observați, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului cu plânsete și gemete, așa încât nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Adică, când apar certuri și doar venim la adunare și plângem, nu o să rezolvăm nimic. Va trebui să remediem problema pe care am întâmpinat-o. Vă spun un caz, sunt cu soția aici, e martoră, nu e ceva ascuns, e ceva cunoscut. Am mai spus, cu mulți ani în urmă, locuiam în Cluj, Adrian, Ramona, locuiam în Cluj și eram vremea aceea și conducător de biserică. A apărut o ceartă, cum a apărut și aici. A apărut o ceartă între noi, dar n-am folosit cuvinte vulgare. Nu ne-am jignit, nu. A apărut o ceartă, ca toate familiile, poate că la alții nu. La noi a apărut atunci, poate că la voi nu a apărut certuri. Nu știu, a fost? Nu, bun, la mine atunci. După ce ne-am certat, eu în cuvintele mele am jignit-o pe soția. În momentul de față ne-a părut rău și ei și mie, dar am rămas la atitudinea aceasta. Eu, ca fiind că având cheia de biserică, m-am dus la biserică, am deschis biserica, camarele spiritual, camarele pocăit, m-am pus direct la amvon ca și preoții, cu genunchi jos, am plâns, m-am rugat lui Dumnezeu să mă ierte. În timp ce urma să mă ridic de pe genunchi, Domnul îmi zice: auzi, împotriva cărui persoane tu ai greșit? Pe cine ai întristat azi? Și am spus: pe soția. E bine, du-te și cere iertare la ea. Și a spus: prea greu, îți bărbat, îți slujitor, nu vrea merge, nu? M-am dus, căuteam un prilej, dar nu-l găseam. Mă învârteam prin casă, prin bucătărie, nu găseam momentul. Ea nu vorbea, eu nu vorbeam.
am crezut că timpul rezolvă problema. Nu, timpul nu rezolvă problema. Noi va trebui să rezolvăm problema. Ne-am pus să mâncăm, ne-am pus să dormim și momentul acela a fost un moment foarte greu pentru mine, dar nu era imposibil. Și Domnul zice, auzi, un cuvânt trebuie să spui și s-a remediat. Care? Iartă-mă. L-am făcut până la urmă. Și de ce? Pentru că cearta afectează închinarea noastră, afectează și relația noastră, afectează și căsnicia și fericirea voastră. De aceea Dumnezeu zice, atunci când veniți să vă închinați și aduceți darul și plângeți, remediați problema. Adică prima fântână pe care trebuie să o păstrați este legământul. Și observați ce zice Maleah mai departe. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul Adrian și Ramona, Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerenția ta. Domnul este martor. Și zice, între tine și nevasta din tinerenția ta, crei acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta ta cu care ai încheiat legământ. Astăzi tu închei un legământ, l-ați încheiat în apa botezului, astăzi îl încheiați în căsătorie. Ce vreau să transmit, în primul adevăr, respectați legământul cu credincioșie pe care astăzi Dumnezeu este martor. Sunt martori părinții, sunt martori biserica, sunt martori slujitori, sunt martori îngerii, dar e martor Dumnezeu. Și Dumnezeu este prezent ca să binecuvânteze căsnicia voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O doua fântână pe care va trebui să o păstrați ca să fiți fericiți, o doua fântână este credința ce trebuie păstrată. Când subliniez acest cuvânt credința, se adaugă pe lângă credință și pocăința. Credința trebuie trăită în familie prin ascultare de Dumnezeu. Se merge pe mâna lui Dumnezeu. Adrian și Ramona, vă întreb în această zi, pe ce mână ați mers? Pe mâna părinților sau pe mâna lui Dumnezeu? Domnul se binecuvânteze. Așa vorbește. De ce spun că trebuie să mergeți pe mâna lui Dumnezeu? Credința trebuie trăită în familie prin ascultare de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că, uite, Adrian, capitolul 26, urmează un moment, după căsătorie, urmează un moment de declin. A apărut o criză în viața lui Isaac. În momentul acela, vrea să alunecă înspre Egipt, înspre lume. Și Domnul i se arată și zice așa, pentru că Domnul a fost prezent la căsătoria lui Isaac și lui Rebecca, lui Ramona, parafrazând, zice așa, Domnul i s-a arătat și i-a zis, nu te coborâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune, locuiește ca străin în țara aceea, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Tu nu trebuie să te lași ademenit de ceea ce vezi, tu trebuie să fii convins că Dumnezeu te va binecuvânta. Nu trebuie să te lași, Adrian și Ramona, influențați de ceea ce vedeți afară. Pentru că întotdeauna văzul are o mare influență să atragă spre căsnicia voastră anumite lucruri care nu să vă facă fericiți. A doua fântână pe care va trebui să o păstrați este credința. Ea vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, Roman 10:17. Isaac l-a auzit și l-a văzut pe Dumnezeul tatălui său, Jehova Ire, în capitolul 22, versetul 7 și 8. Unde l-a văzut Isaac pe Dumnezeu? Aș vrea să te întreb, Adrian, l-ai văzut pe Dumnezeu și Ramona? L-ați văzut pe Dumnezeu în viața părinților voștri? Rămâneți cu acest Dumnezeu. Când Avraam a întâmpinat greul, observați ce spune Geneza 22, versetul 7 și 8. Citesc. Avraam, unde l-a văzut pe Dumnezeu? Avraam a luat lemne pentru ardere de tot, le-a pus pe spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și a mers astfel amândoi, adică Avraam și Isaac, Avraam cu tatălui. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, i-a zis, tată, ce este fiule? Parafrazez, tată surică, vreau să mă căsătoresc. Am găsit o fată, o iubesc. Nu? Uite ce zice Isaac, tată, ce este fiule? Isaac a răspuns din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Fiul a răspuns, fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă mielului pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună.
Adică credința trebuie dovedită și trăită, nu doar vorbită. Se pare că încă Isaac a învățat de la tatăl său să meargă pe mâna lui Dumnezeu. În familie, credința trebuie perpetuată și păstrată. De aceea, Iuda ne transmită, preiubiților, pe când căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obă și m-am văzut silit să vă scriu despre credința care a fost dată sfinților, să vă luptați, să o păstrați. Adrian și Ramona, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Păstrați această fântână în viața voastră, adevărata credință, pe care adevărata credință v-a adus aici și adevărata credință vă va binecuvânta. Pentru că părinții voștri s-au luptat să vă dăruiască o credință în care să-L vedeți pe Dumnezeu, care nu este fizic. Părinții voștri s-au luptat să vă dăruiască o credință în care să-L vedeți pe Dumnezeu, dar nu-L puteți vedea fizic. Dar ceea ce vedeți astăzi și ceea ce o să vedeți la mese este persoana lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu v-a ajutat să veniți la altar. Păstrați această credință. Așa cum spunea fratele meu Paris, când cei mai mulți tineri nu păstrează credința, păstrați-o voi. Pentru că biserica are nevoie de familii credincioase. De aceea, fiți credincioși lui Dumnezeu. Și a treia fântână este fântâna pe care eu am adăugat-o, care este de mare importanță, în care biserica, cu părere de rău, nu mai practică această fântână. De aia că de multe ori suntem epuizați. Fântâna Duhului Sfânt. Ce înseamnă fântâna Duhului Sfânt? Vreau să spun ceva, Adrian și Ramona. Uitați ce spune Biblia. Isaac, știți unde a fost, unde l-a întâmpinat pe Rebeca? Isaac se întorsea de la fântâna Lahroi. Știți ce înseamnă Lahroi? Fântâna celui viu care mă vede. Și Apostolul Pavel ne transmite în Efeseni 5, 15 până la 18. Luați seamă de să umblați cu băgare de seamă, Adrian și Ramona, nu ca niște neînțelepți, ca niște înțelepți, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Și observați ce zice, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duhul Sfânt. Când familia voastră va fi întemeiată pe lucrarea Duhului Sfânt și când veți fi plini de Duhul Sfânt și când veți fi o familie tânără, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, o să aveți continuitate și o să aveți succes și bucurie. De aceea, luați această fântână tot timpul, căutați să vă adăpați la izvor, pentru că Psalmul 1 este foarte benefic pentru voi astăzi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoriți și îți găsește plăcerea în legea Domnului. El zi și noapte cugete la legea Lui, El este ca un pom sădit, Adrian și Ramona, lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Fiți o familie tânără în care să vă adăpați din izvorul lui Dumnezeu. Veniți la adunare. Slujiți-L pe Dumnezeu. Faceți bucurie bisericii părinților voștri. Căutați să trăiți în pace. Căutați să trăiți în liniște. Căutați să slujiți și să munciți și să câștigați cinstiți banii. Pentru că o mare răspundere toți care procură alte lucruri nu o să aibă binecuvântare în căsnicie. De aceea te îndemn, Adrian și Ramona, o a treia fântână pe care va trebui să o aveți în casa voastră, să nu lipsească fântâna Duhului Sfânt. Ceea ce vă ține în picioare este doar Duhul lui Dumnezeu. Trăim o vreme foarte grea. Există o generație înclinată foarte înspre lume. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de familii tinere în care să fie pline de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt este într-o familie, familia rămâne în picioare. Familia zidește casa pe stâncă și nu pe nisip. Întotdeauna veți fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și ultima fântână și mă apropii de încheiere. Ultima fântână care va trebui să fie în viața voastră, după respectarea legământului,
după credința pe care va trebui să o aveți și despre fântâna Duhului Sfânt. Ultima fântână le-am ales foarte simple, pentru că nu trebuie să complexăm sau să încurcăm sau să căutăm să aducem anumite idei care nu se vă ajute. De ce spun ultima fântână am lăsat-o, deși trebuia prima? Este rugăciunea. Adrian și Ramona, rugăciunea este arma care vă ajută să luptați, să aveți o căsnicie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Crizele apărute în viață, problemele ce apar în viața voastră, ce vor apărea, nu se vor rezolva decât numai prin rugăciune. Am întâlnit familii tinere în care m-au îndemnat: frate Andrei, cum pot rezolva o problemă? Nu mă înțeleg cu soția, soția invers, nu mă înțeleg cu soțul. Nu putem câștiga cu pumnul pe nimeni, nici cu forța. Oamenii se câștigă cu genunchi și pe genunchi. Oamenii se schimbă prin rugăciune. Țin minte, am citit într-o carte că regina Elisabeta I a Angliei nu se temea decât de un om, un predicator tare, care era un om a rugăciunii din Marea Britanie. Și spunea: nu mă tem de nimeni altul decât de John Wesley, care era un om a rugăciunii. Dacă vreți, păstrați această fântână, pentru că Coloseni 4,2 zice: stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Isaac era omul a rugăciunii. El s-a rugat când era mic cu tatăl său, Geneza 22, și ascultă, Adrian, nu numai că s-a rugat când era cu tatăl lui mic, poate că tatăl tău te-a dus la biserică, Ramona te-a dus la biserică, ați fost necăsătoriți, acum urmează să fiți căsătoriți. Isaac n-a practicat rugăciunea doar când era cu tatălui. Observați, Isaac a practicat rugăciunea, versetul 63 din capitolul 24, și când trebuia să aleagă mireasa. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp și a ridicat ochii și iată, s-a uitat și iată că venea niște cămile. Rebeca a ridicat ea și ochii și l-a văzut pe Isaac. Nu numai că s-a rugat pentru mireasă, dar ascultați-mă, mai există un risc. Isaac s-a rugat și după căsătorie. De ce spun lucrul acesta? Capitolul 25, versetul 21, după ce s-a căsătorit, soția lui era stearpă, nu ne știa copii. Versetul 21 zice: Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă și Domnul a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Ce vreți să transmit? Isaac s-a rugat și când era copil cu părinții, Isaac s-a rugat și când trebuia să aleagă mireasa, dar Isaac a continuat să se roage și după nuntă. Așa că, Adrian și Ramona, continuați să aveți această fântână a rugăciunii, nu doar până la nuntă, și după nuntă. Să veniți la adunare, să slujiți pe Domnul și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă îndemn să rămâneți credincioși lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele nostru Andrei. Vreau să doar să edific înainte ca frații noștri să-l poată lăuda pe Domnul și apoi fratele Gheorghe va continua slujba. Doar câteva cuvinte, mă uit la timp, câteva cuvinte tot pentru voi, dragii mei, sfaturi pentru o căsnicie fericită sau binecuvântată. În primul rând, comunicați unii cu ceilalți. Comunicați, pentru că comunicarea este cheia în care voi doi puteți să rezolvați orice problemă. Noi n-am avut cunoștințele voastre. N-am fost educați cum sunteți voi educați. Și am făcut multe greșeli la viața noastră. De aceea vă spun, am învățat și noi că în comunicare există acolo ceva în care voi doi vă rezolvați problemele. Atunci când vă rezolvați problemele voastre și atunci când auzi ceva despre el sau, mă rog, ți-a făcut ceva ea sau el, nu vă spuneți, nu spuneți la părinții voștri lucrul acesta. Vorbiți între voi, pentru că multe căsnicii au adus pagubă datorită, pentru că ea s-a dus și a spus părinților, el s-a dus și a spus părinților mai departe. Vă spun ceva, tot ce faceți voi
să rămână între voi. Tot ce faceți să rămână între voi. Respectați-vă. Respectați-vă. Când comunicați, nu înseamnă să țipați unul la celălalt, ci să vă înțelegeți unul pe celălalt. Ea are nevoile ei, el are nevoile lui. Tu trebuie să-l susții pe el și să-l respecti ca bărbat. El trebuie să aibă grijă de tine și să te protejeze. Dacă lucrurile acestea le veți face, veți avea respect în căsnicie. Nu confundați una cu celălaltă. Nu confundați bucătăria cu dormitorul. Nu confundați lucrurile acestea, ci întotdeauna să aveți respect și să faceți diferența dintre ele. Luați lucrurile acestea, pentru că tot ce s-a vorbit aici este din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații noștri, să laude pe Domnul și apoi fratele Gheorghe, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Te iubesc, te slăvesc.
Tatăl meu bun, prin tine sunt tare și eu și te iubesc. Haideți împreună să binecuvântăm acești doi tineri frumoși. Dumnezeu să-i binecuvinteze prin versurile cântării. Domnul fie cu tine. Domnul fie cu tine, Adrian, fața lui să lumineze mereu ființa ta, să-ți umple viața cu pacea sa. Împreună, Domnul fie! Domnul fie cu tine, Ramona, fața lui să lumineze mereu ființa ta, să-ți umple viața cu pacea ta. Rostim cu întreaga biserică, amin. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Fraților, am o mare bucurie că sunt la un astfel de moment și un moment prielnic pentru toți și ar trebui ca sala aceasta să fie plină de zâmbetul lui Dumnezeu. Am emoții pentru că nu prea am slujit la lucrurile astea de căsătorii, dar cine mă va însoți, îl rog pe Domnul să mă însoțească. Mă bucur de fratele meu Andrei, enorm, că putem sluji, și de fratele meu Paris, de fapt lucrez cu el aici, cu Paris. Mă bucur de frații mei leviți, extraordinari, frumoși, copii ai Domnului, care îl laudă pe Domnul. De aceea încerc să vorbesc ceea ce mi-a dictat Duhul Sfânt și mie ca și fratelui nostru Andrei, că noi stăm să ne pregătim și știe Dumnezeu că de 2-3 zile de când să fie nunta, n-am avut liniște. Doamne, să nu mă lași. Așa că încerc să citez ușor, că mai avem puțin timp și lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu. Frați și surori, stimată biserică, vreau să vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu și totodată doresc ca prezența Domnului să ne însoțească în tot ce facem aici. Și biserica să spună? Amin. Aia cam opra, s-am rombe. Nu? Să spunem cu toții ca Dumnezeu să binecuvânteze pe tinerii căsătoriți. Amin? Apoi dorim să binecuvântăm și familia socrilor mari și familia socrilor mici și să zicem ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Slăviți să fie Domnul. Despre familia socrilor mici. Vreau să amintesc încă o dată și vreau să mă bucur încă o dată. Și ori de câte ori voi avea prilejul acesta să mă bucur,
o fac să mă bucur. Pentru că toată familia Gheorghiu, așa cheamă ca familie, Gheorghiu Vasile, au fost botezați de mine și copiilor a fost binecuvântați în biserica unde am slujit. Toți copiii lui. Și am ajuns prin harul lui Dumnezeu să fiu și la nunta lor. Măi, fraților, ăsta e un har din partea Domnului. Ăsta e un har din partea lui Dumnezeu. Am slujit la nunta lui Marta și am ajuns la nunta și lui Ramona. Mai este și Maria, mai este Estera, mai este Sofia. Doamne Iisuse, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, te rog, să ajungem sănătoși ca să putem să avem parte de evenimentele astea frumoase. Și biserica să zic amin. Avere, cam astu ascat, cam prana. Glorie Domnului. Ce a fost esențial s-a vorbit. Dar vreau să spun, astăzi Adrian și cu Ramona își unesc destinele în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii. Sunt martori. Evenimentul ăsta e un eveniment sacru care rămâne scris nu aici, ci în cartea lui Dumnezeu. Noi ne vom întâlni cu lucrul acesta când va fi citit numele în cartea lui Dumnezeu. Că noi aici, știți, e un cuvânt care se vorbește românește, proverbul românesc. Omul, boul se leagă cu funia, iar omul cu cuvântul. Noi tot ce facem aici declarăm pe propria răspundere, scumpii mei. Și Dumnezeu ia aminte la lucrul acesta. Astăzi, Adrian, ai voie să te uiți la toate fetele. Știți? Dar știți cum să le spui? Pentru voi nu mai exist. Exist doar pentru Ramona. Amin, Adi? Gălu treabes, manai. Ramona la fel. Poate te uiți pe la prieteni, pe la băieții care mi-ai discutat, dar singura care a rămas, ai rămas cu el. El este partenerul tău de viață. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu vă mai laud că nu e prea bună lauda asta. Vorbea fratele Andrei de o fântână, scumpii mei, și Duhul lui Dumnezeu îmi vorbea acolo. Credeți-mă, vă mărturisesc în numele Domnului. Îs două fântâni. Că sunt mai multe fântâni, sigur, dar așa vorbești omenește. Este o fântână firească și este o fântână spirituală. Când Domnul Iisus a întâlnit cu samariteaca și i-a cerut apă să bea, femeia i-a zis, tu iudeu, cere apă de la mine să bei. Știu că iudeii n-au nicio legătură cu samaritenii. De ce vorbesc aici? Numai un pic ușor, ca să ne dăm seama cam ce se întâmplă, scumpii mei. Zice, ești tu mai mare ca părintele nostru, Iacov, care a săpat fântâna și el și copiii lui. Știți ce i-a zis ea? Oricine bea din apa aceasta, îi se va face iarăși se. Aleluia. Dar cine va bea din apa pe care o dau eu, nu va înseta niciodată. Ci mai mare lucru, încă mai mare lucru, ci se va preface în el un izvor de apă vie. Adrian, căsătoria aceasta este timpurie. E o vreme aici, căsătoria. Există și o altă căsătorie care este veșnică și aceea este logodna noastră a bisericii cu Domnul Iisus, împodobească-L gloria. Colțul de rai pleacă din casa ta, din casa voastră.
fie asta firească, pământească, fie asta. Dacă în casă vei fi pocăit, pe unde vei umbla vei fi pocăit? Dacă în casă vei arăta credincioșie, pe unde vei merge vor vedea oamenii credincioșie. Mă înțelegeți? Și mă rog Domnului să vă însoțească în toate lucrurile astea. Și biserica să zică amin. Auziți ce spune un cuvânt al lui Dumnezeu scris în Proverbe 19:14. Casa și averea le moștenești de la părinți. Ai auzit de la cine moștenești? Dar e o nevastă bună? Eh? Ce este o nevastă bună? Este un dar de la Dumnezeu. E un dar pentru tine. Și trebuie să prețuiești darul acesta cu prețul vieții tale. Că este un dar din partea lui Dumnezeu. Și nu toți primesc lucrul acesta. Știți că numai oamenii smeriți poate primi lucrurile astea. Care s-au smerit și eu cred că te-ai smerit, că se vede. Lăuda să fie Domnul. Amin? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, casa și averea le moștenești de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Dumnezeu. Și în clipele astea doresc din toată inima mea ca, virgulă, căsătoria voastră să fie un izvor de binecuvântare în viața voastră. Amin. Cum am spus că viața de căsătorie este trecătoare, că așa spune și Scriptura în Eclesiastul, spune: gustă-ți viața cu nevasta pe care o iubești din tot timpul vieții tale, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme. Dar vremea aceasta va trece. Cea mai frumoasă nuntă care vom avea toți, care simbolizează nunta de aici, este atunci când vom avea nunta, sărbătoarea cu mirele nostru Iisus. Și aceea este o nuntă veșnică. Doresc să ajungem la nunta aceea și să fii și tu acolo cu soția ta frumoasă. Amin? Căsătoria se spune că este instituția lui Dumnezeu. Și El dorește întotdeauna Dumnezeu să fie unitate și iubire în familie. În Proverbe 5:18 spune cuvântul Domnului: izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Și ca să te bucuri de nevasta tinereții tale, trebuie să aibă și ea niște calități. Că mai sunt unele care nu prea au calități bune, știi ce spui? Da, tu măi, că t-ar peni să supraviești. Da, că t-ar ali să zbe rupă. Dar nu este chiar la că te duc ala. O iubești. O mică paranteză. S-a dus cineva dintre muncitori zidari, era aproape aprozarul, să-și cumpere o ceapă. Și repede: domnule, dă-mi și mie o ceapă. Ăla avea treabă, vânzătorul: ia-ți mă tu de acolo o ceapă și cât ai, nu-l iau, ia. Dă-mi dumneata, domnule. Nu, ia-ți tu. Și a luat și când s-a dus acolo, când a mâncat din ea, jale. Iute, îi curgeau lacrimile. Vroia el să mănânce, nu putea. Iute tare, bă, dar ce mi-a dat asta? Și când s-a dus, că am forțat la el: domnule, dar ce ceapă mi-ai dat, domnule, că nu pot să o mănânc așa de iute este, domnule. Măi, dar nu ți-am dat-o eu. Bă, băiatule, tu ți-ai luat-o, mă. Nu ți-am spus să-ți iei tu? Așa că, Adrian, tu ai făcut alegerea asta. Dar auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Calitățile care trebuie să aibă Ramona, în primul rând, este să fie supuse bărbaților lor. Și știți de ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 3:18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. De ce? Este o ierarhie. Spune că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii.
De aceea, a fi supusă, nu să faci ce vrei tu cu ea. Nu. Înseamnă ascultătoare. Supusă în ascultare. Și Dumnezeu să facă lucrul ăsta în voi. Să fiți ascultători. Să vă ascultați unul pe altul. Slăviți să fie Domnul. 18:22 spune Proverbe 3 ca așa. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea și este un har pe care îl capătă de la Domnul. Cine? Cine are harul ăsta? Bărbatul. În epistola lui Iacov, capitolul 4, cu versetul 6, ne spune că Dumnezeu întotdeauna stă împotriva celor mânti, dar dă har celor smeriți. De asta am spus că poate te-ai smerit, ai fost smerit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a pregătit o soție bună. Slăvit să fie Domnul! Să auzim în ce stă fericirea noastră, indiferent de poziție. Fericirea noastră în ce stă sau în ce constă. Indiferent de poziție, iar spun că ești pastor, că ești preot, că ești director, că ești cântăreț, că ești ce... Există ceva. Temerea de Domnul. În asta constă fericirea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul. Și nu numai că se teme, dar umblă și pe căile Lui. Cum? În smerenie, în supunere și în ascultare. Și atunci este fericit și nu numai că este fericit, dar merge și bine. E merge și bine. Acum hai să vedem ce devine femeia în casa ei când se teme de soțul ei. Zice, soția lui va deveni o viță roditoare și copiii vor fi ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei sale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Dumnezeu. Prietenia Domnului este de cei ce se tem de El. Înainte să facem rugăciune pentru voi, vreau să spun câteva cuvinte în dreptul vostru. Să recit 3 strofe de poezie care spune așa: către voi, tinerilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți frumoși, sunteți tineri, sunteți plini de vlaga lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Auziți ce spune? Un drum nou vă stă în față, pe care astăzi porniți. Mire drag, scumpă mireasă, fiți tot timpul fericiți. Și biserica să zică, mai samatca. Aleluia. Lângă Domnul nu vă temeți, cu El să înaintați. Pacea Lui să vă soțească, să fiți binecuvântați. Amin. Bucuria mântuirii fie peste voi mereu. Duhul Sfânt să vă întărească, Duh Divin din Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să aplaudăm pe tinerii noștri și Dumnezeu să binecuvânteze căsătoria lor care o vor avea pe acest pământ. Haideți să facem, să ne ridicăm în picioare, vă rog, în numele Domnului, și invit tinerii căsătoriți, cred că aici veniți. Hai, frate Andrei, hai, frate Paris. Să răspund. Ia microfonul.
Atraș. Iar că atrașez. Nu atraș. Tu să repezi după mine. Ăsta e un angajament solemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii. Fraților, noi ne legăm cu gura prin cuvintele noastre și ce ne legăm, aceea va fi judecat. Repezi după mine, Adrian. Te n-a greșit. Așa. Liman. Eu, Adrian, mă angajez. Eu, Adrian, mă angajez înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii. Și înaintea bisericii că iau pe Ramona în căsătorie. Că iau pe Ramona în căsătorie din dragoste. Din dragoste. Și voi trăi cu ea. Și voi trăi cu ea până când moartea ne va despărți. Până când moartea ne va despărți. Așa să mă ajute Dumnezeu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Hai să aplaudăm, scumpii mei. Eu, Ramona, mă angajez. Eu, Ramona, mă angajez. Înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Că iau în căsătorie pe Adrian. Că iau în căsătorie pe Adrian. Din dragoste. Din dragoste. Și nu silită de nimeni. Și nu silită de nimeni. Și voi trăi cu el. Și voi trăi cu el. Până când moartea ne va despărți. Până când moartea ne va despărți. Așa să vă ajute Dumnezeu. Haideți să aplaudăm din nou. Inelele la urmă, certificatul de căsătorie unde este? Uite la acolo. Îngenunchiați? Sau nu puteți, e? Da? Da, da? Da? Și uite ce spuneți amândoi. Rut a răspuns, vă rog eu frumos, vă pun încercarea la răbdare. Nu sta de mine să te las. Și tu și ea. Nu sta de mine să te las. Nu sta de mine să te las. Și să mă întorc de la tine. Și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu. Încotro vei merge tu. Voi merge și eu. Voi merge și eu. Unde vei locui tu? Unde vei locui tu? Voi locui și eu. Voi locui și eu. Poporul tău. Poporul tău. Va fi poporul meu. Va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul tău. Va fi Dumnezeul meu. Va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu? Unde vei muri tu? Voi muri și eu. Voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu vă nu va despărți de tine. Dar nimic nu vă va despărți de tine. Decât moartea. Decât moartea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aleluia. Mă rog. Împăratul slavei, aduc tinerii aceștia, Doamne Dumnezeule, la tronul Tău de milă, ca să-i binecuvânt, cum știi Tu să binecuvânt, că ceea ce binecuvânt Tu, Doamne Dumnezeule, rămâne binecuvântat. Doamne Iisuse, binecuvântează-i cu sănătate, binecuvântează-i cu pricepere, binecuvântează-i cu înțelepciune, Doamne, binecuvântează-i cu copii, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, mă rog pentru Adrian să fie un tată bun, un soț bun. Doamne, pe unde va umbla el, Doamne Dumnezeule, să fie vorbit de bine, Doamne. O, Doamne Dumnezeule, ține-l credincios ție și apoi familiei, Doamne, te rog. Doamne, fă din el o lumină, Doamne, să fie o lumină în casa lui, Doamne Dumnezeule. Și însoțește-l, Doamne, în toate lucrurile care le va face. Domnul meu,
Eu poate omit multe lucruri, dar Tu ești acela care completezi la toate lucrurile. Tu mai dinainte știi de ce au nevoie tinerii aceștia. Am nevoie de binecuvântările Tale, Doamne. Că binecuvântările Tale vor rămâne în veci de veci. De aceea Te rog, pune-ți mâna, Doamne Dumnezeule, și binecuvântează sufletele acestea. Și a lui Ramona, și a lui Adrian, Doamne. Și Ți încredințez în brațul Tău. Doamne, fă mai mult decât m-am rugat eu. Amin. Continui să mă rog în această zi, Doamne, pentru Adrian și pentru Ramona. Stau înaintea Ta, înaintea bisericii și înaintea slujitorilor Tăi. Părinții i-au condus până la altar, Doamne, pentru că cred din toată inima lor că Tu ești în măsură și în puterea să-i binecuvântezi. Te rog să-l binecuvântezi pe Adrian și pe Ramona cu binecuvântările cerului, Doamne, și cu binecuvântările pământului. Aleluia. Când își pune genunchii jos, Doamne, și Te vor chema, ochii Tăi să fie deschiși și urechile Tale să iau aminte la rugăciunea lor. Aleluia. Binecuvântează căsnicia lor. Binecuvântează, Doamne, pornirea acestui drum pe care pornesc pe un drum necunoscut, dar în care Tu vei fi cu ei, Doamne. Cu numele Tău peste Adrian, peste Ramona, Doamne. Aleluia. Binecuvântează-i cu pâine, Doamne, să nu lipsească pâinea de pe masa lor. Aleluia. Binecuvântează-i cu credință, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Să fie un model, Doamne, în generația tânără. Și să fie o făclie aprinsă, Doamne, în care vor arăta că Tu i-ai binecuvântat și că ei vor rămâne credincioși Ție, Doamne. Binecuvântează-i la plecare și la venire, Doamne, atunci când vor intra în casă să găsească pacea și liniștea, Doamne. Binecuvântează-o pe Ramona cu copii sănătoși, Doamne. Dă-i copii sănătoși, Doamne. Binecuvântarea Ta să fie peste ei. Adrian, când va merge la muncă, fii cu el la plecare și la întoarcere, Doamne. Și întotdeauna, Doamne, pacea și dragostea Ta să rămână peste ei. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat și prin Duhul Tău cel Sfânt, rămâi cu ei, punem numele Tău peste ei și binecuvântarea Ta să rămână peste ei. Amin. Hai, frate. Tată Sfânt, Dumnezeule iubit, îți mulțumesc pentru această șansă, Doamne. Doamne, suntem martori, Dumnezeu meu Sfânt, la această minunată căsnicie, Doamne. Te rog să o binecuvintezi, Dumnezeu meu Sfânt. Numele Tău să fie peste acești doi tineri minunați. Amin. Fața Ta să lumineze peste ei, Dumnezeu meu Sfânt. Da, Dumnezeu meu Sfânt, puterea Ta să fie cu ei, Doamne, în călătoria aceasta pe care o vor parcurge împreună, Dumnezeu meu, în lumea aceasta, Doamne. Te rog să fii sprijinul lor, Dumnezeu meu Sfânt. Atunci când vor fi nevoi, Doamne, și vor striga la Tine, Dumnezeu meu Sfânt, vino în ajutorul lor, Dumnezeu meu Sfânt. Dă-le mângâiere, Dumnezeul meu Sfânt, când vor trece prin încercări, Doamne. Totuși, Dumnezeul meu Sfânt, eu știu că Tu îi vei purta pe brațul Tău, Dumnezeul meu Sfânt. Tu vei fi lumina lor, Doamne, și ajutorul lor în vremuri de nevoi, Dumnezeul meu Sfânt. Ajută-i, Doamne, să Te proslăvească. Ajută-i, Dumnezeul meu Sfânt, să mărească numele Tău. Și ajută-i, Dumnezeul meu Sfânt, să cinstească numele Tău, Doamne, până vei veni Tu. Îi binecuvintez și eu și îi binecuvântăm cu toți. Amin. Amin. Ridicați-vă, scumpii mei. Unde sunt inelele? Da? Să vină nașii, sigur. Prin acest inel s-au logodit, slăvit să fie Domnul. Semnul căsătoriilor. Sărută-ți mireasa. Vă declarăm în numele Domnului și în numele fraților aici, soț și soție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Scumpii mei, haideți să încheiem cu rugăciunea domnească Tatăl nostru, după care mergem la salon unde frații vor da adresa și ne vom întâlni acolo la ora 5. Dacă fratele Andrei mai are ceva de spus, ca părinți, socru mare prima dată, să mulțumească Domnului pentru tot ce a fost și la urmă socru mic și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
Domnul Iisus te binecuvintele, tumen, pentru că se nas alături de noi. Oștoare în continuare, hai patiap codel, oște care pe lucrarea de harat, e ca s-ar mangliomnes, oște de cânt mare ea cânta. Odel te binecuvintele meu cu scos, o pastorii, o prezbiterii, cântareția, oște bucuria sa men în Domnul Iisus de harat. Hai seamu ca să nu lască de orescăre. Amin. Amin. O de la baro din certe binecuvintiel, Tuman. Și în prima fază aș fi vrut să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Amin. Că Dumnezeu a dus pe fetița mea aici și ăsta e cel mai important lucru pe care dorința mea este ca copiii mei să fie aici în fața bisericii și în fața altarului și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că asta e cea mai mare bucurie din... Și în al doilea rând, vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de noi și Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze. Și ce să mai zic, vreau să ne vedem la salon, o să dea ginere meu postcodul, dacă nu luați legătură cu ginere meu sau cu mine și ne vom bucura în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Atât. Încheiem, scumpii mei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci de veci. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Vă rugăm frumos, fiecare să ia loc la masă unde se găsește el, ca să știm cum servim și cum se pune mâncarea la masă. Dar acum, vă rog eu frumos, ca să fie un număr frumos aici și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin! Thank you.
Aleluia! Haideți să ne ridicăm pe picioarele noastre și să cerem binecuvântare. Să cerem binecuvântare peste darurile de mâncare. Vă rog frumos! Haideți să ne rugăm cu toții. Tată din ceruri, venim înaintea harului Tău să-ți mulțumim pentru ziua asta minunată, Doamne. Mulțumim pentru clipele astea, Doamne, care le-ai îngăduit peste noi. Te rugăm în mod deosebit să binecuvânți darurile de mâncare și binecuvântă și pe cei ce vor sta la masă, Doamne. Te rog eu frumos, Doamne Dumnezeule, ai milă de unul fiecare în parte și răsplătește pe unul fiecare în parte. Și îți mulțumim, Tată, cinează cu noi și noi cu Tine. Amin. Amin. Bucurie, azi casa mea.
mamă de-aș vrea să le dai azi binecuvântarea. Să rămâi, Doamne, de-acum cu ei, ca o funii e pretită în fel. Ca orice părinte, Doamne, aș vrea să le dai azi binecuvântarea. Thank you.
sa. Domnul te va binecuvânta. E prezent, e prezent în adunare. Cel ce-i viu e sfânt și mare. E aici să-ți dea iertarea sa. Domnul te va binecuvânta. Iisuse, Doamne, Dumnezeul meu, ea e cea mai dulce pernă de odihnă când mi-e greu. Ea mă scapă de încercare când mi-e suflet apăsat și mă ușurează iarăși ca să alerg mai avânta. Ca să alerg mai avânta. Bunătatea ta, bunătatea ta, Ven
Salutări de binecuvinte. Odată bine cuvintie, tu, hai din Angaleu, hai de Mara Santa, hai Vasilia, hai, hai de bucuria să mână împreună, tu mă rog iau, așteaptă un costru, la odimetul odăl. Hai că era să-i cercos mai baro. Hai, frate Vasile! Thank you.
odihnesc de mine că ai ții. N-am mai luminat. Să vine tortul!
Aline, adi un cuțit și o farfurie să te întorci tu.
mai am doare, ceva ce mă dore. Ce-mi doresc? Ia dorime, casa ta să-i cred. Bucurie, alții casa mea. Dumnezeu mi-a plinit dorința. Aleluia! Mai am doamne, ceva la ce-mi doresc.
Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți frați, surorile. Avem rugămintea la dumneavoastră, fiecare dintre voi, să vă reașezați la locurile voastre, la mesele voastre. Invitați și pe fratele Paris, fratele Gheorghe ne-a dat mână liberă de a vă sluji în continuare. Cei de aici se poate să ducă tortul. Avem rugămintea la dumneavoastră pentru puțină vreme să păstrăm puțină liniște. Vrem să transmitem câteva cuvinte, câteva lucruri. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru că până aici Domnul ne-a ajutat, a ajutat cele două familii. Dumnezeu a binecuvântat nunta lor încă din biserică. Domnul ne-a vorbit. Apoi mulțumim tuturor care ați luat parte la bucuria celor două familii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim celor care ne-au servit la masă, bucătarilor, fratelui Alin, care ne-a servit cu mâncare caldă. A fost bine, am avut băutură, am avut mâncare bună. Chiar mulți frați îmi spuneau de mâncarea care a fost bună, caldă și gustoasă. Dumnezeu să fie binecuvântat. Acum vrem să ne arătăm și noi dragostea și compasiunea față de cele două familii. Vreau să fiu puțin mai direct cu dumneavoastră. De regulă ne-ar fi așteptat să fie venit mai mulți, dar cei care am fost prezenți, Domnul ne-a ajutat, ne-am bucurat, Domnul a binecuvântat cele două familii. De aceea consider ca fiecare dintre noi să cântărim puțin, să băgăm mâna în buzunar, și să putem, ca unul care am făcut nuntă, poate și unii dintre dumneavoastră, nu-i ușor să faci o nuntă în Anglia. Este foarte greu din toate punctele de vedere, mai ales al costurilor. Dar cred că Domnul ne va binecuvânta și va binecuvânta cele două familii să putem, ca bucuria, să o facem până la capăt. Domnul să vă binecuvânteze. Eu o să dau microfonul fratului Paris, pentru că ei sunt conducerea de aici, mi-au permis să spun câteva lucruri. Apoi invit cele două familii, Cruz cu Mare, Cruz cu Mic, să putem să începem să strângem darul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim că sunteți alături de noi, suntem alături de cele două familii. Așa cum spunea fratele Andrei, nu este ușor, vrem să fim alături de copiii aceștia să-i ajutăm. Amin? Haideți să-i ajutăm, pentru că de fapt în seara aceasta suntem pentru lucrul acesta, nu pentru mâncare și băutură, ci ca să-i ajutăm pe ei ca să pășească bine în viitorul care vor avea. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze și haideți să facem un mic efort acolo să-i ajutăm. Ce spuneți? Sunteți de acord? Amin! Amin! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Rog, unde este Surică? Surel? Așa l-am zis. Ai adus ceva? Da. Mergem direct la mese să-i așteptăm pe cei care sunt acolo. Nu. Pun neamurile aici. Neamurile. Cruz cu Mic, neamurile lui, Cruz cu Mare, neamurile lui și apoi mergem la mese. Cruz cu Mic și după aia Cruz cu Mare. Da, neamurile Cruz cu lui Mare. Da. Să vină în față ei, da? Da. Ok. Scrumic, primul. Să iei ceaurul, ca să te-mi ajuti la mine. Pe ele cutia asta. Tamu, Danes. Dane, vrei să ne ajuți puțin? Din ugă. Ales că place, ales că bun. Să ne ajuți la dart. La dart, să strigă, strigăm, da? Poate ceva, e poate cutia. Sară cineva, poate... Poate...
Da. Suntem atenți puțin aici? Rugăm prima dată să vină în fața aici cei mai neamurile cele mai apropiate a cuscrului mic și apoi a cuscrului mare. În ordinea care am anunțat, vă rog în numele Domnului să veniți. O crustie. O dui crustia prima dată. Da. Da. Caisio Vasile, Vasile. Caisio Vasile. Caisan Vasilia. Îi așteptăm acum, îi așteptăm. Un minut, gata. Tanle Tava. Păi, n-aduce Tava, Tava, n-aduce nimic. Jăcăricul. Păi, stu-te mai puțin. Stai așa, Vasile. La cale Tava. Da. Hai o bară. Că ne vocam să te pun de ce. Ok, o cuscru să o trimit. Faceți rost de o tavă? Bravo, Dane! Gata, mă, frate. Gata. Da, consii primul. Fratele Vasile. Ok. Odelo Barot din cer te binecuvinti, Eltuman și... Da, am revenit. 2-10 și un urmă în acana. O de la o bară din cer te binecuvinti el, tu mă vără, și eu cred că v-ați arătat dragostea față de copii ăștia minunați și în primul rând ar vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu și, să, și apoi vouă, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și aș vrea să anunț și eu darul care îl doresc să îl dau copiilor mei și este de 5.000 de lire. O dă la o bară din cer te binecuvintele furdoră. Așa-te din acolo. Așa-te din acolo. Vreau să vă spun un adevăr pe care l-am trăit și eu zilele trecute. Este o mare bucurie și o mare cinste și în același timp și o mare responsabilitate să-ți dai și fata, să-ți dai și banul. Cineva spunea, fraților, având în vedere că sunteți slujitor, conducător, păstor, vă rog, dați o lege și schimbați. Ce să schimbăm? Cel care dă fata să nu mai dea și banii. Având în vedere, sunteți de acord? Da? Da. Uite, Dan zice da, că urmează cu dobițoi. O David, o ceaule Vasilia Scoro, să dorească pentru 1.000 de lire. Domnul să-l binecuvânteze. Fratele Manu, Ginere, o Vasilia Scoro Jamutro, o Manu. Manu, Manu, să vină mai repede. Hai, vină aici, vină aici. Următorul, o Marius, fratele. O prale Vasilia Scoro, o Marius. O mie Marius.
Fratele Mariu, ginere lui fratele Vasile, 1000 de lire. Odel, te binecuvintiele-s. Hai, Marius. Oprale Vasiliasco, Romarius, Obulibaș, Daruizel. 700 de lire, Daruizel, din partea lui. Ai oprale, Scor, Bicialdias? O Cipri, 400 de lire, Bicialdia Darus. Odel, te binecuvintiele. Oprale Amar. Oprale Vasiliascoro. Lescăre da descoroceau. Odelte binecuvintie litu tamar. Daruizel. Le ternesc, le terneacă 500 de lire. Odelte binecuvintie la. Amari pene anița le pardasa. Că ai pierdea să o gab ceaia. E penle Vasilia Stiri. E ceai lescăre de aia tiri. Tatu me se nu mai văd Vasilia. Că ai nascapii au lăstar deloc. Jauan de Spania era cavle zote. Jauan de România ote. Ara clem le savdit pe nimă. Abă, tu anea te nascapii ap tutăr. Dar uiți el 600 de lire. O delte binecuvintiele. O pralo geac. O văros le Vasilia Scoro. O nepotos le scăre da de scoro, ia? Hai, Jack. Dar uizel 600 de lire. Domnul să-l binecuvânteze. Fratele David Dura. O nepotos le Vasilia Scoro. Tavela Anglal. Nepota le Vasileastri o nepotos lescur. Dar uizel 500 de lire, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Bun. Bun, dar să ne întoarcem la Cruscu Mare, neamul Cruscului Mare. Domnul să-i binecuvânteze. Mulțumim, frate Vasile. Domnul să te binecuvânteze. Chemăm în față pe fratele Daniel Dănică, așa cum îl știm, fratele fratelui Surică. Nu de curând a fost și în Spania la o altă nuntă. Dăruiește 800 de lire. Domnul să-l binecuvânteze. Oprale Suricăsc, oro, fratele fratelui Surică din Franța, n-a venit mai mare, dar a trimis 1000 de euro. Domnul să-l binecuvânteze. Onașu. Fratele Florin. Oprale Crusca, corole Baria, coro. Dedicați o cantarie la cană. Na, că o daros, Borias, ma. O mie de lire, Domnul să te binecuvânteze. Mulțumim. Sora la Crusca Mare dăruiește 500 de lire. Domnul, singură? Dacă era și cu soț. Că muncă. Hai, n-a știi la stavă. Contractos. Dă-l la Iisus, iartă eu contractos, le scoru. Domnul să te binecuvânteze. O ceaule Gheorghe Scoro, prale scoru, n-am mai aloc, că s-a prea dur, o ispici. Alo, ceaulescoro, o dă-te binecuvintieles, 700 de lire, frumos, Domnul să te binecuvânteze. Mai studai neamul.
Prin jarale prală Ulises, o dă-te binecuvintieles, verișorul Cruscului Mare, Ulis. $500, daruize leternescă leterniacă. O dă-te binecuvintieles. Mara Militici. $500. Domnul să-l binecuvânteze. O să trecem pe la mese, dar darul o să fie numărat. Dacă am ajuns și la pocăiți, nu mai avem încredere, Doamne, ai milă de noi. Așa e regula. Am ajuns la familia Bahica. Dăruiește $650. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cumnatul fratelui Vasile. Pentru Anav. Marius. $500. Domnul să-i binecuvinteze. Numărați. Aici, la Barusan. La Barusan. Da. 350. Marius, vărul Vasile, $350. Domnul să-l binecuvinteze. Costel Movăros. Costel, vărul fratele Vasile, 350. Vasile, vărul lui Vasile, băiatul lui Romeo, $350. Aha. Am ajuns la Marci. Fratele Marcel, $400. Domnul să-l binecuvinteze. La fratele Gajilă, am ajuns la fratele Gajilă. $300. Domnul să-i binecuvinteze familia. Fratele Marin. Ionuț, 300. Domnul să-l binecuvinteze. Cornel, 300. Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Mulțumim. Stai așa să anunțăm. Imediat. Stai așa. Vasile Caloro împreună cu sora Anița, socră lui, $450. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Robert Corangă, 300. Domnul să-l binecuvinteze. Albert, fratele nostru, $300. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Da, după ce faci. Fratele. Rambo. De la Rambo, Ginerilu Parda, $300. Domnul să-i binecuvinteze. Manuel, Ginerilu Parda, $300. Pentru Ana.
Fernando, 300 de pound. Din partea lui Fernando, 300 de lire, Domnul să-l binecuvinteze. O Vasilia Sololo pe Pralesa, 450 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Care să-s? De la Alexandru. Alexandru, 300. Domnul să-l binecuvinteze. O Costel? El Alescuro, Trinșelat. Domnul să-l binecuvinteze și sunt prietenii Costrin. O Prale Costeloscuro, Lalas, Trinșelat. Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Caringa mai jos. O Dobițoi. Am ajuns la fratele Dobițoi. Fratele Dobițoi, împreună cu... Da, și are și un anunț de făcut. Fratele Dobițoi, 500 de euro și are un anunț de făcut. Domnul Iisus Hristos, te binecuvintie, tu men saroren, care se prezenta. Invitia tu men pe data de 15 mai, ton alături de mine, că cununia, meciau estiri, ca-i prandesalo le, rebecasa, ca se atarca tu men, dar... E ce ale danestirii, o dă-l te binecuvintel mă cruscos. Deci pe 15 mai se cununia, ai pe 9 iunie, invitiap tu menton alături de noi, cobiau. O Domnul Iisus te binecuvintel tu men. Mulțumim, frate Vasile. Fratele Dan. De să-i numărăm. Da. 400 de lire din partea fratelui Dan. Domnul să te binecuvinteze, frate Dan, împreună cu fată. Hai, aia e mai dur. Vasile 7, domnul să-l binecuvinteze, 300 de lire. Marius Iordan, 300 de lire, domnul să-l binecuvinteze. Marius Duman, 300, domnul să-l binecuvinteze și pe el. Jean-Cor. Fratele Alin, 300. Și fratele Elvis, 300. Domnul să-i binecuvinteze. Hakakta, pe partea asta. N-am terminat cu partea asta. Am ajuns la fratele Adi. Adaugă, ăsta e bogat, frate. Fratele Adi dăruiește 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Ion Tarzan, 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Ionel Condurache, 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele nostru Vasile Panselaru, așa îl știm, 300 de lire. Fratele Ion, zis papi noi, 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Cinoi, 300 de lire, domnul să-l binecuvinteze și pe el. Băiatul Ion Tarzan, 300 de lire, avem aici, 300 de lire. Fratele Fane, 300 de lire, domnul să-l binecuvinteze și pe fratele Fane. Costel Răducanu, 300, domnul să-l binecuvinteze și pe el. Tășuna. Bosoloi din Ciuchești, 300 de lire. Domnul să te binecuvinteze. Cum mai si? Așa. Vister de omul. Așa. Ce apesc o jamutru? Ce apesc o jamutru? Sora. Mona. Mona. Sora Mona și Lavinia, 300 de lire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aplaudați. Așa, aplaudați.
Hai, te jos mai dur. Fratele Surica a anunțat că mai are cineva să-i dea 300 de lire, fratele Dacian. 300 de lire trebuie să vină. Domnul să-l binecuvinteze. Resteam cu Costel. Costel Filică, fratele nostru. 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Micicane Samaropral, 300, Domnul să-l binecuvinteze. Adaucați Moneamus. Obobi, 300, Domnul să-l binecuvinteze. Gheorghe Ionca, 300. Gheorghe Ionca, 300, Domnul să-l binecuvinteze. Arolita Roliț. Hai, Catarcolița, l-o șunta. Dur. Calo Gașpar, 300. Calo Gașpar, 300, Domnul să-l binecuvinteze. 400, iartă-mă. Da, mă, 400. Cum mai zi? Fratele Nicu. Fratele Nicu, vărul fratelui Vasile Baxter. 450, împreună cu fata lui Alina. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Las-l pe partea asta. Marius Capitanu, 400 de lire. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nepoata lui Suric. Adică soție. 400 de lire. Că ai mai să am. Mitică Galați. Am ajuns la Mitică, ăștia-s de la Galați, de la mine. Ia din Newcastle Tecuci. 300 de lire, Domnul să-l binecuvinteze. Din Newcastle. Mara, din partea lui Mara, o jamă trebuie pardascură. Hai că Domnul să-l binecuvinteze. Cât? 300? 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Hagit, 300. Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Oneas, Trinșela. O pralescoro Florinez Bicialdea, 150 de lire. Hai, n-ai act. 150 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Jumacai, 300. O Jumacai, o pral, 300 de lire. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Jumacai. O Florinez. O scumpul lui Samar, o pral, 300 de lire. Domnul să-l binecuvinteze. Care steau? Care aparte? O Ceaue Pabaiascoro, o David, 300, pe Jara Vlesc. Hai, Vasilia Secalescoro, Socru Lăscoro, Cozom, 200 de lire. Domnul să-i binecuvinteze. Moise Gulubaru, 300. Moise Gulubaru, 300 de lire. Domnul să te binecuvinteze. Daniel Stoica, fratele nostru, împreună cu fratele Sândel, mi-a bistrat eu, Sândel, 400 de lire, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar nu e aici, da, știu, nu e aici. Mai din da, amin. La casele că e aparte el pralen. La Constanțe. La Constanțe, da. Din partea lui Vasile, prieten cu... cu fratele Surică, Domnul să te binecuvinteze, 300 și din partea? De la Bran. Și din partea amândoror familii, amândoi, prieteni de familie cu amândoi? Din partea lui vorul meu, Marius, de la Birmingham, n-a putut să ajungă și a trimis pe ea, 300 de lire. Din partea lui? Marius, de la Birmingham. N-a putut și a venit fiul lui. Dumnezeu să-l vă binecuvinteze, mulțumim. George. Din partea lui George, prieten cu nașul, Dumnezeu să-l binecuvânteze, 300 de lire. Bobi de la București. Bobi de la București, 300 de lire. Amin. Fratele Costel.
Fratele Costel, prieten cu toată lumea, așa se identifică el. Dumnezeu să-l binecuvinteze, 300 de lire. Da, frate, nu. Aici, Domnul să vă binecuvinteze, fratele nostru Emil, de la Birmingham. Emil, fratele nostru de la Birmingham. 300 de lire. 300 de lire și 100 de euro. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Vărul Usurică, 400 de lire. Domnul să-l bine, am ajuns la Sebi. Sebi dăruiește tinerilor 300 de lire. Dumnezeu să te binecuvinteze, Sebi. Mai e cineva? Mai e cineva? Da. Nu mai este nimeni, nu? Hai, mulțumim. O Domnul Iisus te binecuvintel, Saren, ca asemenea să alături de noi. La rândul vostru, o știuați le-am iau. Mulțumim le pralescăle, adică le becruscoscăle andreiescă, că a ce pideata o la mare via veste, te cără lucrarea, mulțumim iau lescă. Mulțumim iau le Gheorghescu, pastori, vidrașculo, sau pastorii, că s-a alături de noi, de familia noastră. Dumnezeu m-a binecuvântat în mijlocul lor, prin aptul mângă sinceră. O del binecuvintea mă n-am domaș carle în gura necangărica e somacata. Nu m-am gândit niciodată că o ștecăra bia, nici n-am visat. A dat coase oale de vlesco. O del te binecuvintelile pralele Edanes, Ediaconos. O Costel de asemenea. O Hagi, care s-a alături de noi, lecangăriasa. O del te binecuvintel Saroren, care a simundră. Te mulțumim, Avlin, că s-a alături de familia noastră. Hai mulțumim aptu mângă sară o rângă. Eu tot lângă caina nale. Mulțumim av lângă. Caina nale. O dă-te bine cuvintele. Eu tot lângă. Hai mulțumim av lângă curscos că mirescă vere. O bulibaș. Mulțumim av lângă pentru toate lucruri. Din ea mali și aia, din ea mali dar o să te mai penalescă. O dă-te bine cuvintele. De asemenea, mulțumim av lângă pra lângă tăna bistrau. O pra la o Vasilia Somocanez, mulțumim, am scris alături de noi. Când am urșit șaună la Mangam Nicas, singurul manuș, când i-au osit. Iar cu delivery, ca i-au las, când i-au avut Diliana Manetură și unul la Stocolesa. Da, unde era din ea pisa, mă, că alte cărăbii au tot, dă-l s-a alături de el, cărdea lăscă bia o dă. Mulțumim, am lăscă, Rilescă, Saro, Rengă, Opalo, Acalavero, Cântarețea, Amin.